Poporul de legământ declară cel ce este veșnic Dumnezeu. Iată ce adevărește Duhul Sfânt într-o vreme ca asta, poporul de legământ. Fiindcă ai preț în ochii mei, declară cel ce este veșnic Dumnezeu. Și nimic declară cel ce este viu în vecii vecilor. Nu este la voi întâmplare, aleluia, ci iată hotărât am, zice Domnul, iată să te strâng la oaltă, căci iată, zice cel ce este veșnic, ce se vede în depărtare, zice Domnul. Iată, zema la graiet, Emanuel este Domnul, iată un val atât de negru, zice Domnul, și atât, zice Domnul, mânat de un vânt puternic, caută să ajungă, zice Domnul, și managraie-te la voltă, îndrept cu țara în care ești, zice cel ce este veșnic Dumnezeu. Dar adevărat îți spun, și managuie-te voltă, Mesia este Domnul. Iată am lăsat, zice Domnul, gardă de îngeri la hotarele țării, zice Domnul. Căci iată planul meu încă nu s-a sfârșit, zice Domnul, cu țara ta, poporul de legământ. Ci iată planul meu este ca toți oamenii de Malaviotevol, care au o inimă, zice Domnul, pentru mine, să nu piară, zice Domnul, ci să se pocăiască, să mă lăgăie dintr-o vremică asta. Dar poporul de legământ declară Duhul Sfânt, iată, egador șede la graie, Duhul meu cel Sfânt, zice Domnul, iată te va ajuta într-o vreme ca asta, să fii lumină într-o vreme atât de întunecată, într-o lume atât de stricată în care te afli, poporul de legământ. O, zice Domnul, nu te asemăna cu lumea, ci caută, zice Domnul, să fie o lumină. Amin. Pentru cei care nu au într-o vreme ca asta unde să privească, zice Domnul, dă-te exemplu într-o vreme ca asta pe tine și vei vedea căci eu, Domnul, voi lucra, zice Domnul, peste așteptările tale. Nu aștepta, zice Domnul, nu aștepta și malagraie-te ziua de mâine, poporul de legământ, să fie mai cu har, zice cel ce este veșnic. Înțelegi într-o vreme ca asta, totul depinde de tine. Te-am lăsat în lume și te-am ales, zice Domnul. Te-am smuls din lume, te-am pus pe stâncă, zice cel ce este veșnic Dumnezeu. Fiindcă vreau să arzi, zice Domnul, în țara în care stai, ca cei ce trăiesc în întuneric să vină la lumină, zice Domnul. Tu nu te teme că nu e singur într-o vreme ca asta. Nu te teme că orice vine peste tine este mâna mea, zice Domnul. Și mâna mea se malagraie, este mână puternică. Tu nu te teme de ce auzi, de vești, de vești de război, zice Domnul. O, poporul de legământ, nu este treaba ta într-o vreme ca asta. Iată cel ce ține soarele pe cer, zice Domnul, stelele țintuite pe cer, zice Domnul, și pământul în mână, zice Domnul, este în control într-o vreme ca asta. Și eu nu îngădui, poporul de legământ, să vină peste tine, zice Domnul, mai mult decât poți purta. Bucură-te în încercare, zice Domnul, dar nu deznădăjdui într-o vreme ca asta, ci încrede-te în mine, zice Domnul, căci iată, în încercare, zice Domnul, vreau să te pregătesc pentru ziua când, iată, vrășmașul, scurtă este vremea ta, adeverește Duhul Sfânt, când va cere pe unul fiecare în parte, zice Domnul. De aceea vreau să te pregătesc ca vremea aia, zice Domnul, să fii devotat cu totul mie, să poți să stai pe stângă, să nu te clătin, zice Domnul. Adu-ți aminte, zice Domnul, că te-am sfătuit să zidești pe stâncă casa într-o vreme ca asta, zice Domnul. O, mulți, zice cel ce este veșnic, diavolul i-a înșelat și zidesc pe nisip într-o vreme ca asta. Și balurile lumii când bat poporul de legământ jema la graie, iată, are putere, zice Domnul, fiindcă n-are, zice cel ce este veșnic, iată, o fundație stabilă, se clatină, zice Domnul, și se dărâmă. De aceea te strângi într-o vreme ca asta, poporul de legământ, cere putere de la mine, zice Domnul,
Cere lumină, zice cel ce este veșnic. Și iată că dau cu mână largă, zice Domnul. Înțelege, fii înțelept într-o vreme ca asta. Cere de la mine, zice Domnul, să-ți dau putere. Amin. Că la mulți lipsește un demn din candelă poporii de legământ. De aceea, zice Domnul, te mustru fiindcă te iubești. Aleluia, Hosana! Fiindcă nu vreau, zice Domnul, iată, să rămâi în lumea asta de malagraie de la voi, ci vreau să te iau cu mine. De aceea cere un demn în candelă, cere putere de la mine, zice Domnul, să te îmbrac. Să te îmbrac cu putere, ca atunci când m-a sunat trâmbița, zice Domnul, să poți să-mi ieși în întâmpinare poporul de legământ, căci mult nu este, zice Domnul, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dar puneți astăzi întrebarea, Jemana Graie, dacă ai un delem suficient să ieși în întâmpinarea mea. Dacă nu, zice Domnul, cere, zice cel ce este veșnic și adevărat îți spun, căci iată, voi turna și voi face o seară binecuvântată de la mine, zice Domnul, voi da un delem, iată, voi șterge cu buretele îndurării mele multe păcate, poporile. Dar strigă către mine, deschide-ți inima, zice Domnul,